Cartea Exodului, capitolul 3, primele 10 versete. Cartea Exodului, capitolul 3, primele 10 versete. Pentru cei care ați găsit în Scriptură, haideți să urmărim împreună. Cuvântul Domnului care spune: Moise păștea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustiu și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis: am să mă duc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul l-a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a spus: Moise, Moise, el a răspuns: iată-mă. Dumnezeu a zis: nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și a mai adăugat: eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața, că se temea să privească pe Dumnezeu. Domnul a zis: am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scutea din pricina asupritorilor lui, căci cunosc durerile. M-am coborât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta, să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și mierea, și anume în locurile pe care le locuiesc cananiții, hitiții, amoriții, fereziții, heviții și ebusiții. Iată că strigătele izraeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Acum vino, eu te voi trimite la faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Amin. Vă rog să reocupăm locurile. Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, în această seară, atâtea cântări frumoase, cred că Domnul deja ne-a vorbit atât de frumos. Mi-au plăcut mult cântările, m-am bucurat de momentele de rugăciune. Și doresc din toată inima, pentru câteva momente încă în seara aceasta, să rămânem aproape de ceea ce vrea Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească. Și pentru cei care aveți Biblia, vă rog să o țineți deschisă și aproape de voi, pentru că voi citi mai multe pasaje din Scriptură. Este un text pe care îl cunoașteți, cred că, fiecare. Îl învățăm încă, îl citim de la școala duminicală. Am auzit vorbindu-se mult despre Moise, care a avut această întâlnire neobișnuită cu Dumnezeu în pustiul Madianului, acolo unde păștea oile socrului său. Dar în această seară, dragii mei, nu aș vrea să vă vorbesc nici despre Moise atât de mult, nici despre chemarea lui, ci în seara aceasta vreau să vă vorbesc despre acest rug. Predicăm adesea despre Moise și măreția chemării pe care a avut-o Dumnezeu pentru viața lui, dar astăzi haideți să vorbim despre un personaj mai puțin văzut din toată relatarea biblică, și anume despre acest rug. Trebuie să înțelegeți că acest rug era un tufiș în pustietate, un arbust. Era una dintre plantele care creștea în mod uzual în deșert. Moise a văzut de multe ori o tufă în flăcări. Era vară, era cald, în deșert, în climatul acela arid, temperatura în timpul zilei trece de multe ori peste 40 de grade, noaptea adesea coboară sub 0 grade. Pentru Moise nu era nimic deosebit să vadă un tufiș uscat în flăcări. Era o imagine cât se poate de cunoscută pentru el și sunt convins că în timpul celor 40 de ani cât a stat în pustie, a văzut zeci, sute, poate, de arbuști din aceștia care erau mistuiți de flăcările focului datorită căldurii din atmosferă, datorită uscăciunii. Dar de data aceasta, spune Biblia că Moise a văzut din nou acest rug, acest tufiș, acest arbust care ardea, însă de data aceasta, spre deosebire de toate celelalte dățile, spune Biblia că acest arbust nu se mistuia. Eu cred că acest tufiș, acest arbust, acest rug, este o imagine sugestivă pentru fiecare dintre noi. Cred că într-un fel sau altul acest arbust plantat în pustietate ne reprezintă pe fiecare dintre noi. Dumnezeu ne-a luat și ne-a pus în pustiul și în deșertul acestei lumi, ne-a pus într-un pământ uscat și arid, în condiții vitrege, și noi trăim în pustiul spiritual al acestei lumi.
Asemenea arbustului, suntem doar parte din marele plan al lui Dumnezeu. Și după cum rugul acesta, și vreau să înțelegeți bine, era doar un tufiș obișnuit, probabil în mare parte uscat și posibil plin de țepi, așa cum suntem unii dintre noi. Cu țepii noștri, cu uscăciunea noastră, cu limitele noastre, cu neputințele noastre, totuși plantați de Dumnezeu în lumea aceasta cu un scop precis. Credeți că acest arbust era la întâmplare acolo? Sunt sigur că Dumnezeu l-a plantat și l-a pus acolo, ca și pe fiecare dintre noi. Nu avea nimic atractiv poate în el, nu avea nimic special, nu era cu nimic deosebit de ceilalți arbuști care creșteau acolo. Totuși, se întâmplă ceva în mod excepțional cu el când focul prezenței lui Dumnezeu coboară peste acest arbust. Știți că acest arbust ne învață câteva lecții formidabile despre ce înseamnă ca prezența lui Dumnezeu să intre și să cucerească viețile noastre. Și despre asta vreau să vă vorbesc. Ce înseamnă atunci când un simplu arbust, un simplu tufiș, țepos și uscat în pustiul lumii ăsteia, este aprins de pasiunea și de focul lui Dumnezeu. Câteva lucruri foarte rapid și apoi intrăm în cele trei lucruri pe care vreau să vi le prezint din Scriptură. Sunt mult mai multe aici în acest text, dar doar trei dintre ele. De la acest rug aprins, și când vă gândiți la el, gândiți-vă doar ca la un tufiș care ardea. De la acest rug aprins învățăm că prezența lui Dumnezeu se manifestă adesea ori în lucruri simple. Credeți voi lucrul acesta? Prezența lui Dumnezeu se manifestă în lucruri simple. Credem că Dumnezeu face numai lucruri mari și complexe. Da, El este creatorul Universului. El este Cel care a pus fiecare stea în locul ei, fiecare constelație, toate galaxiile, le știe pe nume, le știe exact toate planetele, le ascultă, știe fiecare stea după numele ei. Și totuși, Dumnezeu se manifestă adesea în lucruri simple. Ăsta e primul lucru. Al doilea rând, Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu se manifestă în lucruri slabe. Credeți lucrul acesta? De multe ori Dumnezeu ne folosește pe noi, care suntem niște oameni limitați, slabi și neputincioși. Care dintre noi putem măcar să ne lăudăm, să putem spune că avem control asupra ceva din viața noastră? Nu ne putem controla niciuna dintre cele 60 de bătăi ale inimii pe minut pentru un om cu inimă sănătoasă. Nici măcar alea nu le putem controla. Puterea lui Dumnezeu se manifestă adesea ori în lucruri simple, învăț de la arbust. 2. Puterea lui Dumnezeu se manifestă în lucruri slabe. Și 3. Puterea lui Dumnezeu se manifestă în ciuda slăbiciunilor noastre. Credeți lucrul acesta? Știți care este paradoxul și frumusețea umblării cu Dumnezeu? Dumnezeu ne folosește pe noi în ciuda slăbiciunilor noastre. Motivele astea ar trebui să ne umple de bucurie în seara aceasta. Pentru că Dumnezeu nu așteaptă ca noi să fim grozavi. Știți că lumea noastră e dominată de această ideologie a dezvoltării personale. N-am nimic cu dezvoltarea personală, dar parcă toată viața omului modern este un curs de dezvoltare personală. Da? Tot felul de oameni, citiți o bibliotecă întreagă. Lui Dumnezeu este Cel care face totul. Nu trebuie să impresionezi. Rugul ars, fără să atragă atenția, fără să vrea să impresioneze și mai ceva. Rugul doar ars pentru Dumnezeu, fără a se crede dintr-o dată mai important, doar pentru că focul prezenței divine era peste el. Ce lecție mare! Sper să o învățăm. Rugul doar ars pentru Dumnezeu, fără a se crede dintr-o dată important, pentru că prezența lui Dumnezeu era în el. Cât de mult avem noi de învățat de la acest simplu arbust?
Când Dumnezeu prin harul Lui se folosește de tine, învață să rămâi smerit. Tu depinzi de Dumnezeu. Niciodată Dumnezeu nu depinde de tine sau de mine. Dumnezeu rămâne Dumnezeu fără mine, însă eu sunt nimic, sunt un zero absolut fără Dumnezeu. Da? Rugul nu s-a considerat mai important. Știți că de multe ori simțim această nevoie ca oameni să fim importanți și să încercăm să arătăm tuturor că focul lui Dumnezeu este în viața noastră și dintr-o dată ne simțim așa mult mai importanți. Cât de des suntem consumați nu de focul prezenței divine, ci de focul dorinței de afirmare. Frate, eu sunt important și nu mă remarcă nimeni. E una dintre marile frustrări ale multora din biserică. Unii vin și spun că dacă consideră că nu sunt văzuți, trebuie să-și adauge și titulatura pe care o au. Astfel de oameni uită că autoritatea spirituală vine doar de la Dumnezeu. Hai să învățăm ceva de la acest rug. Chiar dacă puterea și focul lui Dumnezeu erau peste ele, el nu a considerat că e mai important pentru că Dumnezeu îl folosește. Fratele meu și sora mea, dacă te folosește Dumnezeu, rămâi smerit. De fapt, cu cât Dumnezeu te folosește mai mult, cu atât tu trebuie să rămâi mai smerit. Cu cât Dumnezeu se folosește mai mult de viața ta, cu atât trebuie tu să faci pasul în spate. Știți ce i-a spus faraon lui Iosif? Citiți istoria lui Iosif, este un exemplu frumos al raportării la autoritate. Știți că Iosif a ajuns primul ministru al Egiptului printr-un concurs de împrejurări orchestrat de mâna lui Dumnezeu. Și la un moment dat, când Iosif a salvat Egiptul de foamete, faraon a venit și a spus lui Iosif: Iosif, nu va mișca nimic în tot Egiptul până tu nu-ți dai semnătura. Dar nu uita un lucru, Iosif: eu rămân faraon. Între tine și mine este un tron. Eu rămân faraon. Tu decizi, faci tot ceea ce e de făcut, dar eu rămân faraon. Știți că atunci când Dumnezeu hotărăște să te folosească, frate și soră, trebuie să rămâi în aceeași poziție. Între tine și Dumnezeu rămâne întotdeauna tronul lui Dumnezeu. Tu întotdeauna rămâi slujitorul lui Dumnezeu. Nu lăsa niciodată ca lumina ta să încerce să strălucească mai mult decât a lui, pentru că în momentul ăla începe declinul tău. Hai să înțelegem ceva de la acest rug. Nu s-o considera mai important doar pentru că focul prezenței era în el. Și mai ceva, rugul doar a ars pentru Dumnezeu, știți de ce? Pentru că a fost aprins de Dumnezeu. Da? Pentru Dumnezeu arzi doar când te aprinde Dumnezeu. În lipsa focului prezenței divine, încercăm să limităm. Iar alții care s-au stins de multă vreme, trăiesc doar cu amintirea focului. Când ai focul prezenței lui Dumnezeu în tine, atragi oamenii. Când încerci să te aprinzi singur, oamenii fug de tine. Focul divin te atrage, focul omenesc te respinge. Când stai în preajma celor care și-au dat foc singuri, te arzi. E foarte simplu. Generația noastră tot încearcă să aprindă focul. Dar focul sfânt, să știți că nu se aprinde cu activism religios, ci doar cu prezența lui Dumnezeu, care vine acolo unde este smerenie, unde este pocăință, unde este lepădare de sine și proșternere înaintea lui Dumnezeu. Atât de mult ne chinuim de multe ori. Hai să învățăm de la acest rug câteva lucruri simple. A ars pentru Dumnezeu, pentru că l-a aprins Dumnezeu. N-ai vrea în seara asta să-L lași pe Dumnezeu să te aprindă. Poate ești de multă vreme, eu știu, poate slujești și vrei să-ți dai foc singur și nu merge. Vedeți că rugul nu și-a dat foc singur, nu a încercat să facă nimic singur, ci focul lui Dumnezeu l-a aprins. Pentru că pentru a arde pentru Dumnezeu, trebuie ca El să te aprindă. Haideți să învățăm aceste lecții simple. Focul prezenței lui Dumnezeu din tine va atrage oamenii spre Dumnezeu. Așa face acest rug. Zice Biblia, Moise a fost atras, nu de faptul că ardea acest arbust, pentru că, așa cum am spus, sunt convins că a văzut arbuști în flăcări, ci a văzut că în acest arbust se întâmplă ceva neobișnuit. Când în viața ta este focul lui Dumnezeu, oamenii sunt atrași nu spre tine, ci spre Dumnezeu. Asta este marca unui slujitor
devotat și autentic pentru Dumnezeu. Nu atrage oamenii spre propria persoană. Noi nu suntem aici să ne promovăm pe noi înșine. Noi suntem aici să-L promovăm pe Dumnezeu, dacă vreți, folosind un limbaj modern. Noi suntem aici să ne onorăm pe Dumnezeu. Și când focul lui Dumnezeu arde cu adevărat în tine, oamenii sunt atrași către Dumnezeu, nu către tine. De asta religia noastră, creștinismul nostru, viața noastră nu se centrează în jurul unui om, ci se centrează în jurul lui Hristos. Pentru că atunci când focul prezenței lui Dumnezeu este în tine, îi atragi pe oameni spre Dumnezeu. Știți de ce nu e atractiv creștinismul nostru? Am notat aici câteva lucruri. Vreau să vi le citesc. Ne chinuim, în primul rând nu e atractiv creștinismul nostru de multe ori pentru că ne chinuim să facem noi ceea ce doar Dumnezeu poate face. Și asta este rețeta perfectă pentru eșec. Încercăm să facem noi ceva ce doar Dumnezeu poate să facă. În al doilea rând, creștinismul nostru nu e atractiv pentru că ne chinuim să devenim oameni mai buni, uitând că Dumnezeu vrea să fim oameni noi. Vreau să nu mă înțelegeți greșit, trebuie să facem lucruri bune, dar creștinismul nostru nu se reduce la a fi mai bun. Creștinismul nostru nu este un curs de perfecționare personală. Dacă creștinismul nostru se reduce doar la încercarea noastră de a fi mai buni, am eșuat lamentabil. Spune Biblia că cine este în Hristos este o făptură mai bună, nu? Nu, este o făptură nouă. Pentru că singurul care poate să te înnoiască, singurul care poate să schimbe mentalitatea, traiectoria vieții și tot ceea ce ești tu, este Hristos. Creștinismul în sine nu este un curs de perfecționare personală. Mulți vin și spun, și am trăit acest moment, au venit oameni și au spus, vreau și eu să mă botez, să mă pocăiesc. Foarte bine, grozav, cel mai bun lucru pe care îl poți auzi ca slujitor. Frate, o să mă botez când o să mă fac mai bun. Și l-am întrebat o dată pe unul, și cam pe când planifici asta? Cam când crezi tu că o să te faci mai bun? Hai că îți dau eu răspunsul, probabil niciodată. Pentru că dacă noi am putea fără Hristos, jertfa lui Hristos n-ar avea valoarea pe care o are. Eventual încerci să-ți cosmetizezi acțiunile. Eventual încerci să te abții și să-ți muști limba, să nu mai spui ceea ce obișnuiai să spui. Eventual încerci să te îmbraci așa cum se îmbracă pocăiții, ca să nu pari ciudat în mulțime. Încerci eventual să-ți ajustezi un pic comportamentul, să nu vadă toți că ești chiar cum n-ar trebui să fii. Dar, că vrei să fii nou cu adevărat, ai nevoie de Hristos. Da? Interesant, trebuie să vă spun și asta. Știți că noi avem, vorbim de acest arbust care n-a făcut nimic decât ars pentru Dumnezeu. Interesant că avem și în limba română expresia ne aprindem repede. Știți expresia asta? E foarte bună în contextul acesta. E aici cineva care se aprinde repede? Cred că ar fi bine să ne aprindem aprinși de focul lui Dumnezeu, nu de ceea ce este noi, da? Moise a fost atras de ceva neobișnuit. Și mai ceva. Focul lui Dumnezeu atrage, am spus, da? Focul lui Dumnezeu purifică și arde toate rezidurile din viața ta. Niciodată focul lui Dumnezeu nu va lăsa murdăria și rezidurile acolo în viața ta. Le va purifica și le va arde. Focul prezenței lui Dumnezeu te va face întotdeauna să-ți vezi adevărata stare spirituală. Acolo, în prezența lui Dumnezeu, pretențiile noastre de spiritualitate pălesc. Când focul prezenței lui Dumnezeu vine în viața ta, spune Scriptura că El este Cel ce ne botează cu Duhul Sfânt și cu ce? Și cu foc. E nevoie și de foc în viața noastră. Esența creștinismului, dragii mei, este pasiunea pentru Dumnezeu. Ceea ce devine o raritate în generația noastră. Și mai ceva. Focul lui Dumnezeu, și asta îmi place foarte mult uitându-mă la arbust, focul prezenței lui Dumnezeu nu te consumă niciodată, ci întotdeauna te consacră. Dați-mi voie să vă spun doar asta. Partea interesantă este că deși era în flăcări, deși era doar lemn care în mod natural arde foarte bine și lemnul n-are nicio șansă în fața focului, spune Biblia că acest rug nu se mistuia, adică nu se consuma. Și acesta este un simbol extraordinar al faptului că Dumnezeu când ne aprinde pentru El, nu o face ca să ne distrugă, ci o face ca să ne consacre. Cu cât arde mai mult focul prezenței lui Dumnezeu în viața ta, nu devii mai slab, devii mai tare. Cu cât focul te mistuie mai mult, cu atât ești mai puternic. Este exact inversul. Dați foc la ceva ce este lemn.
cât timp va arde. Poate dacă e uscat, arde mult și arde puțin și cu flacără mare, dar după aceea se stinge și rămân doar niște cărbuni. Când focul lui Dumnezeu te aprinde, el nu te consumă, te consacră pentru Dumnezeu. Ați găsit vreun om care arde pentru Dumnezeu ăsta? Împrăștie în jurul lui căldura lui Dumnezeu. Are pasiunea aceea. Generația noastră, dragii mei, are nevoie de oameni care să mai ardă pentru Dumnezeu. Când Dumnezeu aprinde inima noi, prin Duhul Lui, prin focul prezenței Lui, se schimbă ceva în noi. Știți că erau doi pe drumul Emausului. Mergeau triști de la Ierusalim către Emaus, un sat lângă Ierusalim. Hristos tocmai fusese răstignit. Fusese batjocorit, judecat, răstignit. Și mai mult de atâta, Biblia spune că cei doi vorbeau între ei cu înflăcărare și în același timp ofiliți și dezamăgiți de ceea ce se întâmpla. Dar zice Biblia că li se alătură, Luca 24, găsiți ceea ce vă spun eu, citiți voi acasă, zice Biblia că li s-a alăturat un străin, era chiar Iisus Hristos. Și vorbea împreună cu ei, ăștia doi vorbeau și la un moment dat Hristos îi întreabă, despre ce vorbiți? Și ofensat unul dintre ei spune, tu ești singurul străin care nu știe ce s-a întâmplat la Ierusalim, nu-și dădeau seama că vorbeau cu personajul principal. Și zice Biblia, la un moment dat a început să le vorbească, zice Biblia, și să le deschidă Scriptura. Și ascultați ce zice unul dintre ei, Luca capitolul 24 cu versetul 32. Și au zis unul către altul, au ajuns între timp la ei acasă, au mâncat împreună cu Hristos și când a frânt pâinea, Hristos a făcut nevăzut și zice unul dintre ei, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea și ne deschidea Scripturile. Vreau să vă întreb ceva. Cuvântul lui Dumnezeu îți mai aprinde inima, mai arde... Mai arde inima în tine când citești Scriptura sau o citești așa doar că ți se zice tot timpul, citiți Biblia, faceți ceva. Focul prezenței lui Dumnezeu te consacră, nu te consumă. Mai ceva, focul prezenței lui Dumnezeu mai face un lucru și trebuie neapărat să vi-l spun. Focul prezenței lui Dumnezeu produce în noi reverență față de Dumnezeu. Și ăsta este un lucru pe care îl constat uitându-mă la generația în care trăiesc. Reverența, respectul, teama sfântă de Dumnezeu sunt lucruri pe cale de dispariție în generația noastră bisericească. Am ajuns să credem că dacă Dumnezeu este dragoste, înseamnă că putem trăi oricum, am ajuns să credem că putem face orice, am ajuns să credem că putem spune orice. Uităm că El este creatorul Universului, El Dumnezeu și toate lucrurile sunt ținute în mâna Lui. Uităm că dragostea lui Dumnezeu este în echilibru perfect cu dreptatea Lui. Uităm că deși El ne iubește cu o iubire veșnică, bunătatea Lui se noiește în fiecare dimineață, tot El administrează pedeapsa. Am uitat că dacă îl nesocotim pe Dumnezeu, dacă îl sfidăm și dacă trăim ostentativ la adresa lui Dumnezeu, va veni ziua când vom plăti un preț mare pentru acest lucru. Am uitat că împreună cu versete care spun mă îndur până la al miilea neam, pentru cei ce mă iubesc sunt și versete care spun grozav lucru este să cazi în mâna Dumnezeului celui viu. Am uitat că Dumnezeu nu este ca noi, părtinitor, nedrept, influențabil, ranchiunos, răzbunător și neiertător, ci El este sfânt și drept în tot ceea ce face. Am uitat că înaintea Lui, când se mânie Dumnezeu, toată creația geme, pământul tremură și se cutremură, astrele îl ascultă, cheamă fiecare stea pe nume, spune Biblia. Și într-o zi cerul și pământul, așa cum le știm noi, vor fugi din calea Domnului. Am uitat că El are autoritate să vorbească soarelui și să-i poruncească în fiecare dimineață să răsară peste cei buni și peste cei răi. Am uitat că toate creaturile cerești se pleacă în adorare înaintea Lui și că miliardele de îngeri îi cântă în cerul neîncetat. Am uitat că Satan a încercat o singură dată să aspire la poziția lui Dumnezeu și a fost alungat din cer și l-așteaptă o soartă cruntă împreună cu toți cei care se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Și am uitat că într-o zi o să se deschidă o carte undeva și multe cărți și toți vom trece pe acolo și vom fi trași la răspundere. Știți pentru ce? Pentru modul în care ne-am raportat față de Dumnezeu. Îmi amintesc de Avram când a negociat cu Dumnezeu pentru Sodoma și Gomora. Știți cum l-a tratat Avram pe Dumnezeu? Deși Dumnezeu l-a numit prietenul lui. Ascultați-mă bine, Avram era prietenul lui Dumnezeu pentru că așa a zis Dumnezeu. Nu Avram a zis despre sine, eu sunt prietenul tău, Doamne, ci Dumnezeu a zis, prietenul meu este Avram. Și știți că atunci când a vorbit cu Dumnezeu despre Sodoma și Gomora, a spus Avram, Doamne, aflând că Dumnezeu vrea să nimicească cetățile, a spus, Doamne, dacă sunt 50 de oameni pocăiți,
parafrazez acolo în Sodoma și în Gomora. Vei nimici cetatea și Dumnezeu a zis, nu voi nimici. Și a zis mai departe, Avram, Genesa 18, găsiți ceea ce vă spun eu, începând cu versetul 27. A zis el, Doamne, dar dacă sunt 40 de oameni pocăiți, o vei nimici? Și Dumnezeu zice nu. Și zice Avram, iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului. Doamne, mai îndrăznesc să zic dacă sunt 30. Oare vei nimici cetatea pentru 30? Și spune mai departe un alt verset, Doamne, să nu te mâni dacă mai îndrăznesc să vorbesc odată. Știți despre ce este vorba în tot pasajul acesta, despre reverența față de Dumnezeu. Vreau să vă spun că atunci când focul prezenței lui Dumnezeu vine peste viața noastră, acest foc produce în noi respect, teamă sfântă, reverență față de Dumnezeu. Așa de mult mi-aș dori ca generația în care trăiesc să mai vadă din nou această manifestare a puterii lui Dumnezeu, care să ne aprindă pentru El și să genereze în viața noastră respectul acesta pentru Dumnezeu. Dumnezeu este creatorul Universului, ne iubește cu o dragoste nesfârșită, dar nu uitați că Dumnezeu împreună cu dragostea va administra și dreptatea într-o zi. Doamne, ajută-ne să înțelegem acest lucru. Ce învățăm așadar de la acest rug? Am zis primul lucru, învățăm că rugul nu a făcut nimic decât să ardă pentru Dumnezeu. Al doilea lucru, citesc versetele 4, 5 și 6. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a spus, Moise, Moise. El a răspuns, iată-mă, Dumnezeu a zis, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și a adăugat, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața că se temea să privească pe Dumnezeu. Ce învățăm de la rug? Care sunt lecțiile? 1. Am spus că rugul nu a făcut nimic decât a ars pentru Dumnezeu. În al doilea rând, mai învățăm o lecție din aceste trei versete, și anume că rugul nu a spus nimic, dar Dumnezeu a vorbit cu putere din el. Astea sunt cuvintele lui Dumnezeu. După ce Moise a văzut rugul arzând, s-a întors să vadă ce este această minune și din acel rug Dumnezeu a vorbit cu putere. Vreau să învățăm noi care suntem pe calea Domnului, noi care ne numim copii ai lui Dumnezeu, vreau să învățăm de la rug că uneori ca Dumnezeu să vorbească cu putere prin noi, noi nu trebuie să spunem nimic. Dați-mi voie să spun câteva lucruri vis-a-vis de acest adevăr. Rugul n-a spus nimic. Observați că nu rugul a vorbit, ci din rug a vorbit Dumnezeu. Vocea Domnului răsuna cu autoritate din rug, deși el nu a spus nimic. Rugul nu spunea nimic. Ce putem noi învăța de aici? Știți că noi suntem foarte buni la vorbit, ne place să vorbim. Nu știu dacă ține neapărat de faptul că suntem latini, că avem în noi sânge latin, dar probabil că și asta are o influență oarecare. Ne place foarte mult să vorbim, dar mai știm careva dintre noi, mai reușim să ne gândim că există și tăcere în lumea aceasta, Oare mai cunoaștem noi, măcar careva dintre noi, arta tăcerii înaintea lui Dumnezeu? Știți că cele mai mari momente de revelație cu Dumnezeu probabil le-ai avut nu atunci când ai vorbit, ci atunci când ai tăcut și l-ai ascultat pe Dumnezeu. Uneori, dragii mei, dați-mi voie să vă spun, e mai bine să nu spunem nimic. Întrebarea este, Dumnezeu mai vorbește prin tine cu putere? Interesant că Dumnezeu nu vorbește oricum, dar câteva caracteristici. Am zis că rugul nu a spus nimic, dar din el a vorbit Dumnezeu. Cum se poate întâmpla asta și în viața noastră? Dacă vrei ca Dumnezeu să vorbească din tine și prin tine, prin viața ta cu putere, hai să explorăm câteva lucruri. 1. Vocea Domnului e greu de auzit cât timp avem mereu ceva de spus. Dragi frați creștini, surori, tineri dragi, doamnelor și domnilor care sunteți în casa Domnului în seara aceasta, abia când tăcem noi, avem șanse ca Dumnezeu să vorbească prin noi. Știți că sunt 73 de versete în Biblie care spun ceva într-un fel sau altul despre a tăcea înaintea Domnului. Vă citesc unul singur, Psalmul 37:7. Ăsta îl știți și voi, sunt sigur. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El.
taci înaintea Domnului. De multe ori în rugăciunile noastre avem așa de mult de spus și bine că o facem, nu mă înțelegeți greșit, roagă-te cât mai mult, stăruie înaintea lui Dumnezeu, dar vine un moment când în rugăciunea ta trebuie să taci ca să-L lași pe Dumnezeu să vorbească. Știți că rugăciunea este o conversație cu Dumnezeu. Noi de multe ori o transformăm într-un monolog. Îi spunem repede Domnului tot ce avem de spus, vorbim mult și spunem multe, și apoi la vremea când Domnul ar vrea să ne vorbească, ne ridicăm de la rugăciune și spunem: Doamne, eu mă duc cu ale mele, Tu rămâi cu ale Tale, mai vorbim altă dată. Cum vi s-ar părea când, dacă ați avea o conversație cu cineva care vorbește constant și când să spui și tu ceva, își ia pălăria și o plecat? E destul de ostentativ, nu? E greu de avut o conversație cu cineva care nu tace din gură. Știți că uneori e greu să vorbești cu oamenii care nu se mai opresc. Aveți prieteni din ăștia? Poate nu reușiți să aveți o conversație cu ei. Unul din motive este ăsta. Ai putea avea o conversație cu cineva când măcar unul dintre voi nu mai zice nimic, ca să dea ocazia celuilalt să vorbească. Biblia zice să taci înaintea Domnului. Uneori, dragilor, e bine să tăcem ca Dumnezeu să poată să vorbească. De ce? Că vocea Domnului e greu de auzit cât timp avem mereu ceva de spus. În al doilea rând, valoarea cuvintelor tale nu este dată de cât de mult vorbești. Noi cred că românii suntem campioni indiscutabili la cât vorbim. Uitați-vă la orice oră aproape, pe orice program există un talk show despre ceva. Tot timpul analizăm, de 30 de ani tot analizăm. Și mă întreb unde ne-a dus analiza. Atâta vorbim, orice subiect îl dezbatem. Vreau să vă spun ceva ca și creștini, ca și copii ai Domnului. Valoarea cuvintelor noastre nu este dată de cât de mult vorbim. De fapt, Domnul Iisus avea să spună ceva despre bolboroseala fariseilor. Când vă rugați, ce-o zis Domnul? Să nu bolborosiți, crezând că dacă spuneți multe cuvinte, veți fi ascultați. Dumnezeu nu este nici surd, Dumnezeu nu este nici incapabil să recepționeze ceea ce spui tu. Când vă rugați, Domnul Iisus a zis, de fapt, în rugăciunea domnească, fiți concreți, vorbiți concret, vorbiți cu claritate. Dragii mei, hai să învățăm o lecție foarte simplă de la acest rug, și anume că Dumnezeu poate vorbi cu putere prin tine, cel mai adesea, prin modul în care trăiești tu, prin viața ta. Iar dacă e nevoie, folosește și cuvinte. Și mai ceva, valoarea cuvintelor este dată de cine vorbește prin tine. Da? Nu e dată de cât vorbești, nu este dată de faptul că vrei să vorbești non-stop, ci de cine vorbește prin tine. Cine vorbește prin tine e foarte important. Știți că uneori stăm de vorbă cu oameni și ne dăm seama că vorbește din ei mândria, aroganța. Vorbește sentimentul de superioritate. Dar eu mă întreb, ca și copiii lui Dumnezeu, ca și creștin, mai vorbește Duhul lui Dumnezeu prin tine? Mai vorbește Dumnezeu prin tine? Mai are Dumnezeu ocazia ca tu, dându-i lui loc, să poată el vorbi, poate nevoilor cuiva, poate situației cuiva? Sau poate ori de câte ori avem ocazia, lăsăm să vorbească cei în noi? Știți că zice Biblia că din plinătatea inimii vorbește cine? Gura. Adică ce este în inimă, în mod inevitabil, va ieși și pe buzele tale. Dacă în inima ta sunt lucrurile lui Dumnezeu, dacă ești preocupat de lucrurile lui Dumnezeu, vei vorbi despre asta, iar dacă nu, gura te va da de gol, frate și soră, într-o zi. Degeaba ne amăgim noi și spunem: frate, nu știu ce m-a apucat. Tu știi că eu nu sunt așa, eu am inima bună și gura rea. Asta este o aberație, nu există, nu ai cum să fii bun de inimă și rău de gură. Nu știu, dacă se poate, vă rog să-mi spuneți cum am stat și m-am gândit. Știu că e o vorbă populară și de multe ori scuza noastră este: iartă-mă că m-a luat gura pe dinainte. Nu te-o lua gura pe dinainte, că așa ești tu, nu te mai amăgi. Ce e aici înăuntru, într-o zi o să iasă și pe buze. Dacă în inima ta sunt lucrurile lui Dumnezeu, va ieși tot ceva de la Dumnezeu, da? Hai să învățăm ceva de la arbust. Două lecții, mai am un lucru să-l spun și după aceea aș vrea să ne rugăm în seara aceasta, da? Ce învățăm de la rugul acesta? Învățăm de la el că n-a făcut nimic decât a ars pentru Dumnezeu. Doamne, ce bine-i să ars pentru tine! Doi, nu a spus nimic, dar Dumnezeu a vorbit prin el. Și mai ceva, versetul 10. Ascultați, după ce
Dumnezeu vorbește din rug și dă toate detaliile lui Moise, inclusiv îi spune că a auzit strigătul poporului, a văzut suferința. Versetul 10 spune, acum vino, eu te voi trimite la faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Deci, rugul nu a făcut nimic decât să ardă pentru Dumnezeu. 2. Rugul nu a spus nimic, dar Dumnezeu a vorbit cu putere prin el. Și în al treilea rând, rugul nu a plecat niciunde. Dar din el, Dumnezeu a mișcat tot universul lui Moise. Cu gândul ăsta vreau să închei. Nu a plecat niciunde. A rămas tot pe poziție. Dar din el, prin faptul că prezența lui Dumnezeu era peste el și ardea pentru Dumnezeu, tot universul lui Moise s-a schimbat. Știți că nu a plecat nicăieri rugul, dar lumea întreagă a fost schimbată din acea conversație care a venit din rugul aprins. Mă gândesc la Moise. Știți că Moise nu a făcut nimic 40 de ani? De fapt, zice Biblia că a fost cioban la oi, păștea turmele socului său Ietro, preotul Madianului. Cred că cel mai plictisitor job de pe planetă e să fii cioban la oi. Ați văzut vreodată pe marginea drumului, dacă te duci în România rurală, vezi imaginea asta. Cât e un cioban care sprijinește un toiag. Cred că e, acum ciobanul are și telefon mobil și probabil că e un pic mai activ decât era înainte. Da? Dar dacă stai și te uiți la un astfel de om, îți dai seama că el stă, mai stă și iarăși stă și după ce stă, încă mai stă. Și cam asta a făcut Moise, vreo 40 de ani. 40 de ani Moise a vorbit mai mult cu oile decât cu oamenii. Și dintr-o dată, datorită acestui rug aprins, tot universul lui Moise s-a schimbat când Dumnezeu i-a spus, iată te iau de aici, de unde ai stat 40 de ani și te trimit înapoi la faraon. Și tu, prin ceea ce vei face mergând la faraon, vei scoate poporul din robia egipteană. Nu uitați, poporul lui Dumnezeu, evrei, erau de peste 4 secole, de 430 de ani, erau în robia egipteană. Apăsarea lui faraon creștea de la zi la zi. Chinul și suferința evreilor creșteau și la un moment dat spune Biblia că Dumnezeu și-a adus aminte de suferința lor și a văzut necazul lor și din acest rug aprins i-a spus lui Moise, tu te vei duce. Dacă citiți mai departe veți găsi scuzele lui Moise, dar nu despre asta vreau să vă vorbesc, vreau să vă vorbesc despre influența. Pentru că atunci când focul lui Dumnezeu arde în viața ta, tu ești omul care ai influență. Că asta s-a întâmplat cu rugul. Ai influențat viața lui Moise. Când tu arzi pentru Dumnezeu, când focul prezenței lui Dumnezeu este pentru tine, nu devii influencer, dar ai influență pentru Dumnezeu. Haideți să vă spun cum, doar în câteva cuvinte și apoi ne rugăm. În primul rând, care sunt lecțiile? Că de fapt vorbește despre influență. Știți de ce? Sau ce ar trebui să învățăm de la el? Poate ar trebui să pun invers întrebarea. De ce nu mai avem noi, ca și creștini, influență în lumea în care trăim? Mi-am notat câteva locuri și vi le spun. În primul rând, nu mai avem de multe ori influență pentru că încercăm să le explicăm oamenilor cât suntem noi de sfinți, dar eșuăm să le arătăm că suntem sfinți. Vreau să vă spun ceva. Lumea în care trăim n-are nevoie de o definiție a creștinismului. O știu toți. Are nevoie disperată de o demonstrație a creștinismului. Și pentru că asta, de asta întotdeauna vei întâlni oameni care vor spune, păi tu ești pocăit. De la tine nu vreau definiția pocăinței, că o știu. Că știu că pocăiții n-au voie asta, asta, asta și știe el ce știe. Nu definiția îl interesează, demonstrația. De multe ori n-avem influență în lume, în lumea de afară, pentru că încercăm să le explicăm oamenilor cât suntem noi de sfinți, că suntem pentecostali, că suntem baptiști, că suntem creștini după Evanghelie, ne punem noi eticheta noastră și le explicăm cum trebuie să arate sfinții. Dar eșuăm să le demonstrăm cum ar trebui să fie sfinții. Colegul tău de muncă așteaptă, știind că tu ești pocăit, să-i demonstrezi că tu nu furi ca el. Iertați-mă că vorbesc cu subiect și predicat. Colegul tău care nu este pocăit,
va vrea să-i demonstrezi că tu nu râzi la glumele lui de prost gust, că tu îți faci treaba în mod responsabil și când nu se uită cineva peste umărul tău, că tu ești un om de cuvânt, chiar dacă nu te verifică nimeni, asta vrea el să vadă. Pentru că noi le-am tot explicat oamenilor cum trebuie să arate sfinții. Și îți va zice colegul tău ortodox, păi sfinți avem și noi pe pereți. Dar noi vrem să vedem și din ăia în viață, mai sunt și de ea. Că cei de pe pereți îi știm. De la Patmos și de nu știu pe unde, oase și alte lucruri. Astea le știm. Cum arată un sfânt în viață? Ce-ar fi să îi arătăm? Atunci vei avea influență în lume. Când focul lui Dumnezeu arde în viața ta, nu trebuie să faci mii de kilometri, poți să rămâi pe loc, dar influența ta pentru Dumnezeu crește. În al doilea rând, de multe ori am spus că nu avem influență asupra celor de afară sau din lume, pentru că încercăm să le explicăm cum sunt sfinții și nu reușim să le arătăm. În al doilea rând, încercăm să le explicăm oamenilor că suntem mai buni decât ei. Și vreau să îmi iau doar un minut să vă spun, dragi frați creștini, haideți să nu ne cheltuim efortul și resursele încercând să spunem oamenilor că suntem mai buni ca ei. Haideți să demonstrăm că suntem făpturi noi în Hristos. Da? Aici este de multe ori treaba, eu nu mă unesc cu cineva pentru că sunt mai bun ca el. Nu mă înțelegeți greșit, nu ne amestecăm în lucrurile rele. Dar ideea este nu să-i spun că sunt mai bun ca el, ci ideea este să-L arăt pe Hristos care face oameni noi, nu oameni mai buni, da? Creștinismul nostru nu este acest curs de dezvoltare personală, cum am spus. Și mai ceva, și cu asta închei. De ce nu avem de multe ori influența pe care au avut-o în viața lui Moise, acest rug aprins? Am zis că încercăm prea mult să le povestim oamenilor cum sunt sfinții, încercăm prea mult oamenilor să le spunem cât suntem noi de buni în comparație cu ei și mai ceva, încercăm să le explicăm oamenilor că noi trăim în lumină, dar nu reușim să ne biruim întunericul din propria noastră viață. Nu te lăsa amăgi, dragul meu, dacă trăiești în lumină, vei risipi întunericul din jurul tău. Problema creștinismului generației noastre este că noi, la rândul nostru, trăim în întuneric, ne zbatem în întunericul nostru și când tu ești în întuneric, să nu crezi că poți să-i duci pe alții la lumină. Sper că înțelegeți ce vreau să vă spun, fără să intru în detalii. Cât timp tu trăiești în întuneric, n-ai nici cea mai mică șansă să-i scoți pe alții din întuneric. Dacă vrei cu adevărat să ai influență și să scoți pe oameni din întuneric, e foarte simplu. Trebuie să aprinzi o lumină. Da? Ați văzut ce s-a întâmplat când s-a luat curentul, nu? A rămas în întuneric. Păi nici nu s-a inventat lanterna cu întuneric, nu? Că întunericul e de la sine. Ca să împrăști întuneric, îți trebuie doar un pic de lumină. Câtă vreme viața ta este în întuneric, câtă vreme te zbați în propriul tău întuneric, să nu crezi că vei putea să scoți oameni din întuneric. Aș dori să ne rugăm în seara aceasta. Și știți care ar trebui să fie rugăciunea noastră și la ce v-aș provoca să ne rugăm cu toții, mari, mici, mai tineri și mai cu percărunți, întorși la Dumnezeu de curând sau poate unii care vor să se întoarcă la Dumnezeu. Aș avea o întrebare și vă rog să vă răspundeți în dreptul vostru. Mai ardem noi oare pentru Dumnezeu? Vă amintiți când v-ați pocăit? Nu vreau să vă duc pe drumul nostalgiei, că noi penticostalii suntem buni la asta. Nu vreau nici să plângeți nostalgic, că nu ne ajută la nimic. Însă amintiți-vă când v-ați pocăit, când v-ați întors la Dumnezeu. Ce pasiune aveați pentru Dumnezeu? Cum ardeați pentru Dumnezeu? Abia apucat să vină ziua de joi, de duminică și când mai era rugăciune prin adunare. Abia apucați. Lăsați serviciul, lăsați totul și veneați aici. Niciodată cântările nu erau destule. Mai țineți minte, niciodată rugăciunea nu era suficient de lungă. Niciodată predicatorul nu vorbea suficient de mult. Și focul ăla cumva s-a stins. Și poate ești aici în această seară și o mai rămas un pic de jăratic și abia mai mocnești acolo. Sau poate că ești aici și doar fumul mai iasă din tine. Într-o zi erai în flăcăr pentru Domnul, acum doar fumul iasă și fumul tău îi deranjează pe toți. E, lasă-mă și cu ăsta, da? Iarăși ăsta îi dă cu pocăința.
Păi nu știu eu cântarea asta mai bine, dar nu pot eu să predic mai bine decât el. Dacă poți, fă-o, frate. Nu, asta e problema. Problema este că tu odată ardeai, iar acum doar fumegi. Și știți că fumul deranjează. Focul dă căldură, focul atrage, focul transformă, fumul te face să ieși din încăpere. Da? Și pornește detectorul de fum, da? Nu știu care e starea ta în seara asta. Poate încă mai arzi pentru Dumnezeu, dar dacă arzi, să vii să fie Domnul, mai pune pe foc în seara aceasta. Poate că ești aici și mai este doar jăratic. N-ai vrea ca Domnul să pună o mână zdravănă de lemne și să arzi din nou pentru El. Sau poate că ești aici și viața ta doar mai fumegă. Se cânta aici într-o cântare că Dumnezeu, trestia care e frântă, nu o rupe de tot. Mucul care încă mai fumegă, adaug eu, că tot din același context biblic vine, nici pe ăla Dumnezeu nu-l stinge. Ci Dumnezeu îl aprinde. Aș vrea să ne rugăm în seara aceasta doar cu un singur scop. Doamne, mai aprinde-mă pentru Tine. Când mă aprinzi pentru Tine, Doamne, nu trebuie să fac mare lucru, doar să ard pentru Tine și atunci totul e rezolvat. Când ard pentru Tine, Doamne, nu trebuie să spun multe lucruri, că le spui Tu. Și apoi când ard pentru Tine, Doamne, am influență. Chiar dacă nu sunt decât în cartierul meu, chiar dacă nu voi fi misionar nicăieri, niciodată, voi fi acolo de unde m-ai pus Tu, voi avea influență. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne aprindă pentru El în această seară. Amin.